Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Care ediție Dora încearcă să pună punctul pe i? Că prietiesc, mănânci matale ca străgheți murav. Ce-ai pățit? Sau la mulți seriale cu iubiri, lubori. Nu, tare plac. Și să le explice vedetelor ce e bine și ce nu. Asta va fi o ținută de stat acasă și uitat la Don Juan. Asta nu-i ținută, măi, de ieșită în lume, la eveniment. În această săptămână, Daniela Burlaca a urmat-o pe Dora și a ajuns în poveste. Ghiocei, mamilor, ghiocei! Care mai apoi s-a transformat într-un film de acțiune. Bineînțeles că n-am uitat de evenimentele mondene și nici de cutia în care numai Dora știe ce pune. Și e actrița cântă, mă, prun avion! În cât o rupi, aflăm în 2 secunde. Și moare? Acum moare? Absolut inevitabil. Cu ce? E parte din. Eu nu pot scrie. Cel mai bun personaj din film. Cine a dat să tu îmbusre? Ce? Ce și tu pe părusa că n-am mușchit. Păr ce tu ești morir? Și vreun mult. Nu! Cheletul nu? Eu te la hură! Păr favor, nu morir! Păi s-a tit-o una ce ai. Și o muri băbornița. Zenica, ia, lasă-o, că e oricum e dusă. Spătirește. Dă-te din ecran, nu-i bine. Eu știu ce fac amuia, bă, te duc acasă, poate. Lasă-o, oricum știi și personajul de este am mai văzut eu, ca și cum e bună, dar nu-i bună. Dar și iar, dacă-mi prietesc, mănânci matale ca străgheți murav. Și-ai pățit? Acum... Sau de la mulți seriale cu iubiri, lubovi. Nu, tare îmi plac. A, uite-o, săracă. E meslie nică, nu? E ca gema sere s-o venit. Nu, tu m-a sere de mașină. E, oameni buni, bună seara, vă rog, nu-ți mă uit, aici mă uit, lasă. Vă rog să mă scuzați ca șei. Noi seara până acum ne uitam la seriale, unii murie Alejandro, Jean, Roberta. Dar acum, sâmbătă seara, ne uităm numai la Dora Show, frumoasa, stilata și de ochiata. Sunt șeput, da, Dora Show? Și aplauzele unii sunt, Janica? Aplauze. Aplauze furtunoase. Fundal, ia să le pun. Auzi? Da, după seriale, și mergi de obicei, Janica? Ia spune tu, nu e așa frumos? Știrile, ori bârfile. Așa, dragii mei, hai să o lăsăm pic. Cum o cheamă? Mugenda? Dona Marta. Dona Marta și Don Julio, așa. Dragii mei, hai să-i lăsăm pe dânsii și începem bârfa zilei. O bârfă din nota 10 cu mătră Raie. Hai, fas! Dă-i! Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Raisa Buhnă și vă prezint bârfa zilei. Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a participat recent la un omagiu adus marelui poet Mihai Eminescu. În timpul declarațiilor pentru presă, aceasta a fost întrebată câți ani se împlinesc de la nașterea luceafărului poeziei românești. În loc să răspundă exact, Monica Babuc a încercat cu orice preț să evite întrebările provocatoare ale jurnaliștilor. Câți ani se împlinesc astăzi? Noi, în Uniunea, probabil că dumneavoastră știți foarte bine câți ani se împlinesc. Acest lucru puteți calcula oricând atunci când analizați biografia poetului. În același context, referindu-se la ziua de 15 ianuarie și opera marelui poet Mihai Eminescu, Monica Babuc a subliniat că ar trebui să recităm mai puțin și să intrăm mai mult în profunzimea poeziei. Asta a fost bârfa zilei, sunt Raisa Buhnă și dacă de obicei vă doream o seară buhnită, astăzi vă las cu niște versuri pătrunzătoare. Pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut. Nu știe Monica Babuc când Eminescu s-a născut. O seară profundă să aveți! Ia ca așa,
aplauză furtunoasă. Poftim, doamna ministră a culturii. Câți ani trebuie să facă Mihai Eminescu? Ar răspunde Joana, câți? 168. Bravo! 1850. Pe 15 ianuarie. Bravo, nota 10. Așa trece aici. Apropo, ar trebui să faci și tu ministra culturii, dar mai în altă țară, nu în Moldova. Că dacă ministru e Moldova, trebuie să deștept ca și... Cu mare drag, eu știu tot ce să fac pentru ce tot. Știi tu tot? N-ai ieși ajurierile astea. Când șed aici, mă... Of, doamne, dragii mei, vreau să vă dau o veste bună. Două zile în urmă am fost la nimeni altul decât regele umorului Gheorghe Urski, 70 de ani. Îi doresc încă o dată, la mulți ani. Și vreau să vă zic că nebunia asta, doar a show, a crescut cu umorul lui, îi mulțumesc și haideți să vedem imagini. Așa. Bună seara, maestri! Așa. Vă dorim mult, mult sănătate, noroc și dacă tot e regele Moldovii, am decis să-l încoronăm. Eu cred că mi-a ieșit și aplauz, așa. Așa, dă și florile pentru dumneavoastră. Vreau să vă zic o chestie tare importantă, dragii mei și mult stimate Gheorghe Urski. Eu când eram mai tânăr, când eram la facultate, taică-mi-o spunea la toți de la mine din sat că Emilian Crețu învață de Gheorghe Urski. Așa că vă mulțumesc tare mult că dumneavoastră, am și eu niște emoții, că dumneavoastră m-ați format prin umorul dumneavoastră ca eu să cresc, să merg mai departe cu un alt fel de umor, dar totuși este umor special pentru Republica Moldova, pentru toți cei care apreciază un artist din Moldova. Vă iubim tare mult și dorim mulți, mulți ani. Prima dată când eu am așa niște emoții. Jenica, nu-i stricat, rog, servisul. Mai atent, oleacă. Pune castraveți și ea în frigider. Situația e sub control. Da, situația e sub control. Puf, dragii mei, știu, da, situația e sub control. În fiecare săptămână, Dorica... împreună cu echipa se duce la evenimente mondiene. Și săptămâna asta am găsit mai niște de astea vedete din Moldova care au încercat să lanseze în România. Și haideți să vedem. Of, avem un secret din nota 10. Așa. Cei care au făcut furor la cele mai tari concursuri de talente din România și-au dat întâlnire într-un karaoke, unde și-au făcut de cap și-au cântat până le-au cedat vocile. Chitan a cucerit juriul X-Factor cu energia ei și cu siguranță ar merita premiul pentru cea mai excentrică apariție din istoria show-ului. Concurentă sexy care a făcut furor la același concurs este Dana Rogovski. Avea toate șansele să se întoarcă de acolo măritată, pentru că după culise i-a făcut curte unul dintre cei mai râvniți burlaci. Cine? A fost Dani, evident, care s-a îndrăgostit de mine și chiar recent ne-am văzut. Ajuns la vârsta maturității artistice. Mai apoi. Co-prezentator la Neața. Care l-are tatuat pe brânciu, pe antebrațul drept. Acum stau și petrec la aceeași masă, chiar dacă odată erau concurenți și luptau pentru același titlu de câștigător. Vocea lui Viorel Grecu este inconfundabilă. Doar că tânărul n-a mai ajuns în finală, dar s-a bucurat pentru Olga Verbițchi, care s-a ales cu mare premiu. Am reacționat foarte pozitiv pentru că este o prietenă de-a mea apropiată și chiar m-am bucurat foarte mult pentru ea. Chiar rețineam pumnii și eram sigur acolo undeva în suflet că ea o să câștige. Pentru că era ceva nou, o pitică mică de 15 ani care are o voce extraordinar de puternică și chiar sunt foarte bucuros. Olga Verbițchi!
Verbițchi cu siguranță e ruptă din filme. La 15 ani a reușit să convingă 4 jurați și o întreagă Românie că e cea mai bună. Și-a făcut timp printre o să iasă cu cei care i-au fost alături și au susținut-o. Într-un an a crescut și a schimbat lucrul, dar încă nu s-a obișnuit cu gândul că e recunoscută pe stradă. Sunt foarte mulți oameni care mă știu și eu mă sunt... Eu oriunde mă duc știu precis că există cineva care mă știe. Și cumva asta nu-mi place, dar și-mi place, nu știu cum să explic. Mă simt când am viață personală, dar totodată îmi place și mă bucur de așa oameni care există și mă susțin. Apropo de viața personală, este acolo vreun cavalier undeva, departe? Nu, nu sunt genul de persoană care se gândească acum la așa ceva, pentru că am școală, am carieră și cred că pentru vârsta mea am început prea de vreme asta și de dacă am început, de-aia mă trebuie să merg mai departe. O altă Olga care a ajuns la inima românilor e o focoasă roșcată care a luptat pentru titlul de Vocea României și a plecat la un pas de semifinale. Responsabilitatea care o simțeam cu adevărat pe umerii mei era rezultatul pe care trebuie să-l obțin. Mai puțin deja mă gândeam la acest lucru când am trecut deja în etapa a doua, pentru că atunci mi-am dat seama că visul meu s-a realizat. Artiștii s-au obișnuit cu camerele de luat vederi, dar totuși am decis să ne retragem la timp și să-i lăsăm să petreacă până dimineața. Bine, da. Și neliniștiți, dar lăsați, la tineret e bună coligioara. Haideți să vedem, dragii noștri, la șinii săptămâna asta. Dar mai întâi trebuie să vedem ținuti stilati sau ținuti la șini, de ochiate. La șini vreau și eu să văd. La șini, hai să vedem imagini. Așa, așa. Așa, înșeri cu nimeni altă decât cu Olga Virbiți. De asta o știm. Câștigătoarea la X Factor, brava, draga mie, 2017, așa? Da. Ei, vezi că știu, dar cum să nu știu, da, doar așfită. Așa, îmi place tare mult rochița asta de lâniță, se potrivește cu cizmili. Așa, parcă o leacă scaloși, dar bune, acum sunt la modă. Așa, brâușorul, părul. Freza. Și? Frezura îmi place. Îți place frezura, așa, da. Îmi place și mie. Draga mea, eu s-aș fi propus să-ți pui și niște ceva așa, ori niște șerșei mai... Mai masiv o lecuțic, dar în schimb ești îmbrăcată binișor. Te pup de nu te vezi. Așa, hai să mergem mai departe. Așa, și Viorel Grecu de la Dora Greaca. Ia să-l vedem noi pe Viorel. Așa, ceasul. Ei bun? Măi, tu ai întors 4 scaune la Vocea României, dai să o întorci și am uși pe Dora Tăt cu divan, așa. Așa. Ia ca cu ținutile, mai nu m-ai întors, m-ai întors cu capul în jos. Că nu înțeleg, asta parcă e o ținută de stat acasă și la Don Juan. Asta nu-i ținută, măi, de ieșită în lume, la evenimente. E în ughi, așa? Dar și, ai reșit? Ei, lasă. Îmi place cum el cochetează și cu șirul ăsta de păr aproape căzut peste nas. Dar el odată este, odată nu. Odată, el, știi, se joacă cu dânsul, bal scoală, bal curcă. Hai, mergem mai departe, următorul. Așa? Dana Marchitan, Dana, o dănuța, dănuța, camașul în carouri cu blugi. Și auzi, draga mea, nu vreau să zic că ești femeie de vârsta a treia, dar și cauți tu pentru tineret. Așa că e Meghile acolo. Tu ai fost, dar și la Eurovision, gata, la tine s-o ridica planca, draga mea, dar mi-ești... Așa, îmi place ținuta cap, coadă în afară din încălțăminte. Trebuie, măi, draga mea, să iei niște ghete. Ce-ai luat aia negru? De unde ai tu negru? Parcă e bine și până la urmă hop. Și cu afiura asta și n-ai reușit să speli capul și cu cocul ăsta, nu înțeleg. Lanțul de la gât e bun, trebuie să pui mai multe și nu era și exagerat. În schimb, binișor, în afară de încălțăminte. La papuși să dai foc, am cât e iarna. Când asta avem lemn, îi punem încălțămintea cu foc. Hai, mergem mai departe. Așa? Olga Roman, Vocea României, Olguța. Dar și parcă ești pus în cutie, nu înțeleg eu, bluzița asta a matalii,
Plus, bluzița nu se combină cu blugii deloc, sunt din două lumi diferite. Hai, eu înțeleg cu altceva, cu pereche de pantaloni scurți negri, dar așa nu înțeleg. Parcă nimeni o cuprinde și... Parcă nimeni o cuprinde și s-o cuprins e cu o bucată de stofă. Da. Părul îmi place foarte mult, machiajul este foarte bun. Ținuta? Sau... Două lumi diferite, polul nord și polul sud și poala Dora. Așa, mergem mai departe. Nu-i bunișor, altul. Așa, Dana Rogovski, o l-o cucerit pe Dani, dar pe mine nu m-ai cucerit sau m-ai cucerit, am să mă uit eu. Așa, rochița din denim, blugi, cum zicem noi acasă la țară, mi-mi place tare mult, ea ca... Asta, da! Bântucul ăsta, pățistuța asta, lui Mâca, așa, și-mi place și efectul ăsta, mai oameni buni, știți, când are ciorapul până aproape de buric. E bun. Setca-i bună? Așa, părul este foarte bun. Nu este nici aranjat dita mai de coafiură de seară, dar nici așa, bineșor. Gata. N-ai cui da coliba. Da cu Jana, prea pozitivă ești tu. N-ai cui da coliba. N-ai cui. Coliba dacă o fac, o dau. Dacă nu o mănânci tu. A, tu o dai lijbă să o dau? Nu, o dau pentru că s-o văzut. Și nu era clar? La cine îți duci coliba? La el? La el. Știu că te trage la el, dar lasă, lasă-l pe el în pace. Hai să vedem, dragii noștri, cine mănâncă a doua colijoară din 2018. Așa, opa! Cum crezi, ce este în cutia Dorei de această dată? Păi, la Dora sunt două variante, coliva sau torta. Eu nu știu... Eu de mult n-am mâncat grâu fiert. Dacă ar fi colivă, oricum m-aș bucura. Dar dacă ar fi tort, asta ar însemna că mi-aș strica dieta. Eu atât am stat pe dietă, Dora. Dacă să analizăm așa după ultimul eveniment care a fost, poate aș primi colivă pentru că nu-i plăcut încălțămintea mea, nu era chiar de discotecă. Eu m-am străduit mis să-mi fie comod ca să sară în sus, mă distrez. Oricum acum e foarte în vogă. Încălțăminte fără toc, așa că... Da, de ce aș fi plăcut? Nu știu, poate că s-a roșcat. Nu știu. De obicei, artiștii primesc coliva pentru cea mai neinspirată ținută la vreun eveniment. Da, cea mai neinspirată ținută. Păi eu țin minte, eu am fost în blugi și într-o cămașă. Pentru că nu ne-am dus să ne distrăm cu prieteni. Eu chiar n-am pus accent pe îmbrăcămintea mea. Așa ca să fie doar comod, plus că a fost un așa spontan, noi ne-am adunat și nu am pus mare accent pe asta. Știi ce mi-a zis Dora? Dora mi-a zis că pentru silueta ta frumoasă, ele sunt ținute nepotrivite. Ținând cont că noi ne-am văzut cu prieteni din industrie muzicală, probabil că trebuia să fiu mai atent la vestimentație, dar nu m-a făcut asta cumva să mă simt aiure. Din contra, m-am simțit bine să sară în sus, mi-era comandă. Tu, la rândul tău, ce părere ai despre garderoba Dorei? Mie îmi pare Dora foarte inspirată atunci când se îmbracă, dar am observat încă și un lucru, că cam peste noapte ți-au crescut așa un pic țâțile, un pic tare. Pe mâna cărui specialist te lași dus de val, Dora? Ce vrei și tu? Ți-i parcă nu ți-ar trebui. Eu am avut cumva, după ce am slăbit, am rămas fără. Supa prin zăpadă ne-am luat coliba dragă. Ia ca așa. Dar nu-i cinstit. Dar ce nu-i cinstit? Și nu-i cinstit numai. Și nu-i cinstit, auzi? Alo, am vrut să zboare bantul ăsta. S-au făcut bani de Leopold și poftim. Eu 4 minute. Du-ți știe costumul de baie că avut și-mi ducem la lac. Unde? Care lac? Cum care lac? Dar pe avuia zile este, măi, bobotează, tăți, președinții, sară în apă, devin mai sfinți. Asta nu-i drept, asta e de călit, dar nu-i de sfințit. Da, călit. Dragii mei, vrem să vă călim cu o publicitate extraordinară. Publicita! Da! Tanti Dor, ui!
uite, ascultă. Ivrei! Niciodată m-a dat lungă, trâmbă, când m-a întrebat ce vreau să devin. Dar nu mă interesează. Cum nu te interesează? Toți părinții trebuie să interesează. Dar nu ți-s mamă, ți-s ca o mamă. Hai, spune, ghișește. Așa, vânzătoare. Nu. Croitoreasă. Nu. Jeană. Nu. Măi, hai nu zic că ai vrut și ești tu cosmonautcă. Nu. Hai, spune piloteasă, tu. Piloteasă, actriță. Și? Piloteasă, actriță. Piloteasă, actriță și actriță în avion să fii. Da. Măi, actriță, acuși o să vină. Dragii mei, nu în zadar am pus cânti cu ăsta. Apropo, invitata din această seară este Bibi de Alta, inconfundabila Daniela Burlaca, care a zis că... Cânti cu asta o rupi. Încât o rupi. Și e actriță, mă pun la avion. Încât o rupi, aflăm în 2 secunde. Hai, intri. Opa! Wow! Bună seara! Noroc! E de frumos! Cunoștință, Jainica? Ia loc aici pe puțul meu! Micut și comod. Draga mea, le-am zis oamenilor că muzica asta te rupi. De ce te rupi și în cât te rupi? E un cântec care îl cunosc de 2 săptămâni. Aha. Și care îmi aduce amintiri plăcute. Dintr-o vacanță super tare. Și în cât te rupi cânt cu asta? Direct la răspuns. 2, 4? Tete! Ok, ai auzit ce-a spus? De 2 săptămâni amintiri plăcute. Da. Întreabă de unde și cu cine. Dar ce vacanță a fost? Am fost departe, am fost și am văzut o altă țară, altă cultură, alți oameni. Numai nu zic că băi alți oameni. Unde... Dar tot mai tot e altă țară. Transnistria, ce ai văzut? Hai, spune la oamenii ăștia. Nu, am fost în Egipt. În Egipt? Da. Și chiar mi-a plăcut foarte mult. Ei, să iei calare pe Cănilă sau nu? Dar ce? Mi-era foarte milă de Cănilă. Dar m-a prins, ne-ați consider ca o maltratare, știi, a tot ceea ce se întâmplă. Auziți? Dacă ajungeți mai în Egipt, tăți pun poza. Apropo, n-am văzut nicio poză pe Facebook, Dana cu Iura calare pe Cănilă. Nu vă suiți, măi, s-a animale, așa este. Una, două, îi ducem în Egipt să vedem. Și să vedem, este cum se cheamă, statuile lui Cheops. Piramide. La piramide n-am ajuns, din păcate. Știu, Dănuța, ai fost să te odihnești pentru că ai avut un an 2017 plin de evenimente. Apropo, da, știu că răiesc eu tare mult pentru cei care nu știu, Daniela Burlaca este actriță la teatru Geneza Art. Mulțumesc! Ai văzut? Te-ați știu, dar mai sunt oameni care sunt și în altă parte. Tineretul știi, tăt, că una, două, acolo și ele mai frumoase, domnișoare și bărbăței, om, doamne! Da. Și? Ce? A fost și eu. Și ce ai văzut? Frumos. Frumos, așa-i? Ați fost în vacanță, da? Câte premiere ați scos în 2017? 5. 5 premiere? Dintre care un spectacol pentru copii. Unul din. Da, în rest... Așa. Dar... Da, alte patru spectacole, diverse ca gen, ca abordare, ca implicare, ca stilistică. Trebuie devenit de văzut. Uite, eu m-am dus, dar ma ta? Și ma ta. Rămâi în urmă. Rămâi în urmă. Apropo, o să-ți spună Jana mie dacă tineretul în ziua de astăzi îmblă la teatru ca între mâna sau la lucru. Zic, măi, e de obicei, știi și tot săptămâna ședi, dar odată pe ziua trimăți să ne aduc un reportaj și am zis că să vedem dacă... Da, să vedem dacă vă cunosc, ce vă ocupați, dacă ei merg la teatru. Sau umblă prin cluburi, la discoteci. Da. Tineretul, mami voar, de asta și-mi mâncați pe din murați. Hai, este? Așa. Bună seara, este o atmosferă incendiară. O săptămână întreagă m-am rugat la tanti Dora să dai voie să vin aici în club, să văd ce face lumea weekend, dacă mai merge la teatru, cum se distrează, așa că mergem la treabă. Domnul Barba, te rog frumos, un cocktail Geneza Art. Geneza Art? Da, un cocktail Geneza Art. Mulțumesc mult! Ei, parcă e cam body coarne, Geneza Arta asta, tare bunișoar! Geneza? Da, Geneza! Creare, procreație, apariție pe lume, nu știu. Noi avem o apariție în lumea teatrului, se numește Geneza Arta. Ai fost la teatru Geneza Art? Vreau să te întreb dacă o știi pe actrița Daniela Burlaca. Sigur că o știu, de la Geneza Art. Și ce-ți place în ea cel mai mult? Îmi place că e profesionistă și lucrează foarte tehnic. Do you know,
best actress in Moldova, Daniela Burlaca. My favorite, yes, of course. She's one of my favorite actresses in one of any of my favorite films. Really, really? Da, da. Wow! Ai fost la Geniazar, la teatru? Nu, n-am fost niciodată. Acolo sunt cei mai buni actori din Moldova, ever forever. Și doar unul care s-a filmat în videoclipul Carla's Dreams. Da, și ți-a plăcut? Nu. Actorii din Geniazul îi cunoști? Da. Care-i cel mai frumușel? Cristian. Cel mai frumușel e Cristian. Salutări, Cristian! Salut, Cristian! Spune-mi, te rog, care e actorul tău preferat de la Geniața Art, sincer? Cu mâna pe crușiță! Nicușor! Nicușor? Nicușor și Dana, nu știu! Nicu și Dana! Da! Uite, dacă le-ai dat un premiu, care ar fi el? Oscar, nu știu! Domnul DJ, vreau să te întreb dacă ai putea mixui ceva în teatrul Geniața Art! E posibil. Depinde de genul de muzică, tot așa mai departe. La Geniața Art ai fost vreodată? No, niciodată, niciodată, dar știu de el, știu de el. Promite, pune mâna la inimă și promite că mergi. La inima mea, măi! Hai să, la inima ta, hai să mă gândesc unde. Aici. Cel mai mult mi-a plăcut frumoasa călătorie a urșilor panda. Yeah, o ador. Ai vrea să călătorești și tu cu urșii panda? Nu prea. Ce-ți place cel mai mult la un teatru? Liniște. Păi de ce te găsesc aici în gălăgia asta de mama mia? Păi m-a săturat de liniște. Ce actor îți place cel mai mult la Geniața Art? O piesă de teatru sau o seară în club? O piesă de teatru. Bravo! Rușinică! What is this? Rușinică! What? Hey, what? I don't know. When you don't go to theater, it rușinică. Oh! Oh! Eu, în genie, sunt îndrăgostită de Daniela Burlaca. Ce vrei să-i transmiți? Ai o ocazie unică! E super talentată, o admir din toată inima. Deci e foarte bine în club, dar totuși mergeți la teatru, faceți un efort, că nu-i nimic în club! Nu-i nimic în loc! Muți suntem, așa-i? Am muțit! Dănuța, vreau să te întreb, deci ce ar trebui să fac teatru din Republica Moldova ca să atragă cât mai mult tineret la spectacol și nu în cluburi, în karaoke-uri, nu știu ce? Teatrele, actorii, oamenii care direcționează cu probabil, ar trebui să muncească mai mult, să vreie să muncească foarte mult, să lucreze pentru oameni și să-și dea seama că teatrul ăsta nu e afacere, nu e business, dar e artă și până la urmă arta se face cu demnitate. Așa. Cam așa. Dar și lipsește teatrelor din Republica Moldovan să provoci, da? Dar e normal, Dora, nu faci într-o provoace. Lipsesc... Nu dăm nume? Lipsesc echipe în teatru. Lipsesc actori care să lucreze asupra lor. La capitol, acum nu vorbesc doar fizic. Că dacă ești, ai mușchii umflați, asta nu înseamnă că tu gata, ești actor și ești superstar. În primul rând trebuie să lucrezi asupra intelectului. Eu așa cred. Avem nevoie de oameni deștepți pe scenă. Oameni care cu intelectul lor interior să le transmită celorlalți. Și atunci se produce chimia. Cam așa. Ai văzut? Bine, din tine actriță ca din mine stoardesă. De ce nu? Dar uite, spune doamna, cine ești intelectual, actriță. Vă vă pare, băi, că dacă așa o lecție hămăiți în fața ecranului sau pe scenă, nu știu ce. Dar pe trebuie încă să învăț. Doamne ferești. Apropo, da. Dănuța, spune-te rog frumos, la voi în teatru, așa, aveți o echipă tânără, plină cu energie, forță din asta tânără. Da. Așa, care este cel mai cotat actor de la voi? Mă tem că te-ai rătăcit un pic prin băieță. Nu. Care este cel mai cotat actor la momentul actual din echipa voastră? Nu există așa ceva. Nu, ei, deși ești modestă.
Dar spune-mi dacă știi, că eu nu știu, poate mai, de dincolo se vede adică mai bine. Cel mai frumos, cel nu mai cel mai, cel mai cotat. Când apare pe scenă, ca de exemplu, actorul X sau actrița Y, sunt șef. Iactă-l, iactă-o. Stai respirația în eu nu mă ocup. Bun, în afară de Daniela Burlac. Nici cu din asta nu mă ocup. Știi? Dana, te rog frumos. Și niște mai multe aplauze primește atunci, atunci când se închină. Nu, tot nu știu. Vezi? Vezi ce înseamnă? Un lider foarte bun, o echipă. Nu, cert e faptul că actorii care lucrează în teatru Genezart lucrează foarte mult asupra lor. Așa. Și își iubesc profesia și o fac cu foarte, foarte multă dăruire. Noi chiar suntem în mare parte a timpului acolo și la moment mâncăm cu nesați și chiar suntem flămânzi de ceea ce facem. Uite ce vreau să te întreb. Eu știu că în teatrul din Moldova este multă invidie. În echipa voastră este așa o concurență de asta, cu o ușoară invidie? Că aș vrea o lecțică mai mult sau o lecțică mai... Să concurența trebuie să existe. Așa. Altfel suntem amorfi. Concurența asta e provocare, asta e imbold, dar bârfe nu, încă n-am ajuns la destea. Put, put, put. Vă aduc am mușterea Isa Bună. Vă faci acolo bârfală. Apropo, vreau să vă zic, dragii mei, toți actorii din Moldova, că acum, într-adevăr, o să fie invidie, dar știți de și? Am provocat-o pe Daniela Burlaca la o provocare care nu poate sluji cu invidie. Măi, dacă a venit iarba, avem zăpadă, mă invidiez și eu pe mine acum. Acum ai să invidiez tu pe mine. Eu dacă nu dau voie. Nu se poate copiii până la 18 ani. Mai ai cu anișor, dragă lecțică. Nu mă le femei bătrâne. Dragii noștri, am provocat-o pe Dana. Dacă este zăpadă, hai să facem o provocare așa demnă de o emisiune. Așa. Oh, Doamne, bună ziua, oameni buni, slava Domnului că a venit iarna, măi, parcă trăim în poveste. Și dacă tot e vorba de poveste, am zis o provoc și ne alta decât nu pe Daniela Burlaca, actrița teatrului Genezart. Bună ziua! Bună ziua! Hai să ne aducem aminte de copilării, vrei? Hai! Și filmi știi tu despre iarnă, povești? Știu despre Soloha. Soloha? Și nici Soloha? Eu? Nebuna și ei, bun. Dar eu știu filmul ăsta, cele 12 anotimpuri, știi? Așa точно, ваше величество. Месяцы называются январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июнь. Вон их сколько! И вы знаете все по именам, какая у вас замечательная память. Да, știu. Și am decis să-ți dau un nou rol, pentru că actorii de obicei joacă numai pe scenă sau în filme. Dar hai să facem filmul nostru. Daniela, trebuie să căutăm ghiocei. Domnul președinte de țară a spus, dacă strângem un coș de ghiocei, atunci ce-ați facă? Își dea demisia! Așa, ține coșul. Așa. Și, Doamne ajută, hai să ne pornim! Femeia asta nu-i sănătoasă, oameni. E ca să vrem ghiocel! Stimată doamnă! Și? Ce înseamnă pentru dumneavoastră ghiocei în plină iarnă? Я еще говорила зимой, не бывает подснежников. Ты где их набрал? Ghiocei înseamnă floricele și câmpii. Hai să le adunăm copii! Așa. Dana! Ghiocei, mamilor, ghiocei! Nu, pe bunica, gata, nu mai glumim, nu, ghiocei nu-s. Nu-s ghiocei. Și că te invit la o cafea. Of, măiculiță, maică! Dragii mei, de fapt, Daniela este o actriță care îi place tare mult adrenalina și am provocat-o la altceva. Asta cu ghiocei, așa, e flori de cuc. Dar tu mi-ai zis că asta e provocarea. De fapt, e alta. Și eu... Sunt încântată de asta. Nu ești încântată, dar și urmează, măi, și tare încântată. Hai la vă... Pune-mă pe drive. Pe drive? Pe a doua sau în a treia? Și-a. Înapoi, haide-am! O, iau-te! N-am găsit ghiocei, dar am găsit... Fese de bou. Am găsit curul bou. Hai să împliem coșulețul. Nu, Daniela, hai ia mai departe, că urmează ceva bun. Hai, hai, asta e oribilă. Ia ca Daniela provocarea ta, vin în coașii cu pași grăbiți. Filmează, mai să vadă. Hai, vine să coași la chiochea. Hai, hai.
printr-o ele prin zăpadă a venit moșul să mă vadă, e bun! Stop, stop, stop! Atent mai să nu mă calci, stop! Bună ziua! Dar și ăsta, a pus-o la întâia, nu știi mai nebilior! Danielușca, uite provocarea pentru tine! Știu că-ți place adrenalina, prima că-i roșu, e eu nia să tăia! Dar știi că-i roșu culoarea mea preferată! Atunci, Daniela, tu te urci, ai mai condus matahală de asta! Am avut norocul! Ai avut norocul, așa-i? Băieți, aveți încredere în două femei frumoase și tineri! Da! E bun, dar... Auzi, scoate-ți masa, că nu ești Carla Dreams! E că am înțeles că Daniela știe cum să conduci, învață-mă! Cum, ce-ți fac eu cu matahala asta? Ia, ce-ți fac? Asta e acceleratorul. Așa? Aici e cutia. Așa? Aici e frâna de la picior și frâna de la mână. Așa, aici eu merg și aici mă opresc, da? Da, ori de la picior. Eu îți fac și cu mâna și cu piciorul și cu gura. Hai, adem! Jos! Danielușca, ieși! Da, mersi tare mult! Cum e experiența? Ia, ieși-mă pe mine! Tare, faină! Eu am mai încercat așa ceva, bineînțeles că nu era pe un astfel de timp, era în plină vară și atunci a fost o adrenalină la maxim. Da, mă recunoaște că a fost mai bine! Acum a fost tare fain pentru că exista pericolul, ceea ce îmi place foarte mult. Mersi! Ești o față periculoasă, așa, mai ales eu! Of, dragii mei, noi îndușim cu Daniela după ghiociei! Hai, ceau, ceau! Dar realitatea a fost mai fain. Mai mult. Era mai mult adrenalină. Era mai mult, da. Spune-le oamenilor ce ai simțit în momentul când erai... Bun, pe lângă faptul că noi am încercat să mergem cu viteză. A, viteza era destul. Eu am dat acceleratorul la maxim. Eu eram mai urm, că da. Eu mai tem de... Fain. Eu le propun tuturor să încerce în general tot ceea ce ridică sângele. Eu propun să pregătești zestrea cu provocările astea. Eu nu știu cum asta în grob, cum nasa. Dar eu nu te temi, draga mea, nu te temi. Dana, spune-te rog frumos, care a fost cel mai tare moment din viața ta unde ai avut cei mai multă adrenalină? A? S-a plăcut întrebarea, așa-i? Am cloșit-o de mult. Da, ele sunt multe, nu, dar cum? Dar nu știu de unde sunt eu. La început și nu știu spre final. Pentru asta trebuie un pic să te reprofilezi ca emisiune și să o faci una nocturnă din aia, să știi, cu intimci gloria. Draga mea, e după ora 8, așa că copiii până la 18 ani n-au dreptul să se uite, în afară de Melissa, știu că mă urmărește, o să audăm și pe dânsa. Deci, care este momentul unde ai avut cei mai multă adrenalină? În scenă, nu știu. În scenă, da, se ridică adrenalina de fiecare dată când, Doamne ferește, foaia albă, uiți textul, da? Chiar, și pe urmă, emoțiile înainte de premieră, anume de premieră, tot nu se compară cu nimic. Bun, adrenalina se ridică când naști. Înțelegi? Ai văzut? Ai părit-o deja, n-a unii o doare. Bun, și adrenalina se ridică atunci când există chimie între oameni. Așa că, dragii mei, eu tare sper, sunt sigură că există chimie între mine și voi, între mine și Dana. Nu uitați! Eu așa repijor trec și la mine, știi? Nu uitați, pentru cei care n-au dat like la pagina Dora Show, puteți să o dați și la pagina ta. Pagina mea. Daniela Burlaca. Burlaca, Daniela. Daniela Burlaca. Apropo, vreau să zic, dă-ți mă laud. Știi că noi suntem un popor care ne lăudăm. Emisiunea trecută a avut peste 60.000 de vizualizări. Spune-te, rog, dar eu sunt sigur, Janica, eu sunt sigur că emisiunea asta o să aibă peste 100, pentru că Daniela Burlaca, în afară de faptul că e frumoasă, nu mai frumoasă ca tine. Ei, măi, dar la mine bătrâneța și-o pus amprenta și frumoasă. Dar tu tinerică. Dar nu ești mai tânără decât mine. Eu sunt mai, așa, mai obosțică, oleacă. Am înțeles. Draga mea, da. Te rog tare mult să-mi spui, dacă tot am vorbit despre adrenalină și natrie, vreau să-mi spui cum era Dănuța atunci când era cât Melissa, mică, iată-o. Foarte cuminte.
Unde? Apropo. Doamne! Dragii mei, vă rog tare mult să ghișiți care din poza asta este Dănuța și care este Melissa, fiica ei. Ia uitați-vă și vă rog să înscriți în comentarii pe Facebook. Chiar mi-ați făcut Melissa? O surpriză, mersi. Eu o să-mi fac așa un portret. Ai vezi? Da. Așa. Eu, tu știi care e Melissa și care e Dănuța? Bănuiesc că... Ea. Ea este Melissa într-adevăr, dar Dănuța. Cât de aici? Eu aveam 3 și Melissa 3. Apropo, tot e bea adrenalina, mă uit, nu, cât așa ca o regină. Ia ca atare. Ia uitați-vă cum. Dar uite, uitați-vă la degetele cum strigate în sus, vedeți, ca să nu mă murdăresc de nisip. E, pe bune! Și eu țin minte momentul ăsta, aveam 3 ani. Da. Vreau să zic că Melissa îți merge pe urmă. Ia uite, exact cum ține mânuțele. Exact, da. Mami. Deși eu de fiecare dată spun că băi, parcă nu-i fiica mea, știi? Că e fiica lui taică. Foarte tare seamănă cu el. Măi, două picături de apă, picături de aghiazmă. Asta e o întâmplătoare coincidență. Apropo, te rog tare mult să-mi spui pe secret, așa frumos. Tot o să fie actriță. Da, asta e inevitabil, pur și simplu. Faci acasă spectacole, te ceartă când nu-i place momentul ăsta. Foarte, se revoltă, explodează, îmi faci scene. Știu, apropo, știu că ești țară geloasă atunci când ești în scenă și ai un partener, nu tăticul. Da, dar știi că care-i paradoxul? Taixo nu-l gelozează când el e cu alt partener. Zic că nu mă interesează partenerile celelalte. Asta e mama mea. La mama mea nimeni nu are dreptul să uite. Dar e tare, da, tare am vrut să-mi treb. Ia-ți desvârst să fie actriță. Mai rar actriță și regizor. Da. Cum le reușiți pe astea două? Important să nu te gândești la asta, cum să reușești. Fă! De unde a pornit regia în Daniela Borlaca? Pentru că noi știm că ai făcut facultatea de actriță. Da, asta probabil acolo e de când s-a pus semincioară. Asta e și în fața pământului. Din momentul în care vrei mai mult și știi că poți oferi mai mult, atunci cât tineri suntem, asta trebuie să facem. Să-i dăm bătaie. A mai întâi actriță? După asta, apropo, te ascultă colegii. Dacă suntem, măi, eu știu, cu un regizor, de obicei, el așa, el e bătrân, e cu barbă, cu părul boit și e așa o vârstă mare. Și de asta sunt teiuți. Poți așa ridic. Dar acum la voi în echipă, cam sunteți de o vârstă. Te ascultă? Da, tare mă ascultă, dar eu țin foarte mult cont de ceea ce se întâmplă între noi acolo în teatru și eu chiar îmi iubesc foarte mult colegii la propriu, îi iubesc foarte mult și am nevoie, eu mă încarc de la ei. Apropo, asta se vede în toate spectacolele, că este o echipă unită, dar treci mai departe. Dana nu știe, dar eu o să-i spun. Vă propun, dragi telespectatori, să audiați în premieră actrița, regizoarea Daniela Burleaca cu un karaoke de neuitat. Oribil. Primul ochid. Iurăcica, adă microfonul. El nu-l întinde. Iura se rușinează. Ia uite, Iura, vezi? Așa e de rușinoas și a tău. Iura, e una dușă, că nu mă bagă microfonul. Este. Draga mea, te rog tare mult să-l cânti așa cum joci pe scenă. Și pe această notă muzicală vreau să mi-au rămas bun, să vă zic că vă iubesc. Ne vedem sâmbătă seara la ora 8, ca de obicei, cu un alt invitat, Daniela Borlaca, așa, karaoke. Uf. Săraca inima mea, săraca inima mea, iar o prins am mă dure, iar o prins am mă dure. Hai, hai, inimă, hai, la multe rele mă dai. Fostam la doctor cu ea, fostam la doctor cu ea, la doctor și la botică, și mi-au zis că n-am eu nică. Hai, hai, inimă, hai, la multe rele mă dai. Poticaro așa mi-au zis, leacuri la inimă, nos, la inimă.
inimă. Este la cetera. Ce omul drag. Hai, hai, inimă, hai. La multe rele mă dai. Hai, hai, inimă, hai. Fii din jos, fii după rai. Măi, prieteni, eu și tu nu-mi vedea nici când raiul. Aibă raiul sănătate. Noi o mergem mai pe deoparte. Hai, hai, inimă, hai. La multe rele mă dai. Rămâniți cu Ora de Ras. Ciao, ciao! Hai, hai, inimă,